Nu vor fi alegeri pentru funcția de președinte al Consiliului Județean mai devreme de 2016. Prefectul Costică Macaleț consideră că deliberativul județean poate funcționa în forma actuală, cu un președinte interimar și un singur vicepreședinte. Reprezentantul Guvernului în teritoriu a declarat că a adus la cunoștința structurilor centrale vacantarea postului de președinte al CJ după demiterea lui Florin Țurcanu, însă decizia va fi luată de guvern. Costică Macaleț susține că organizarea alegerilor anticipate nu ar fi oportună pentru că ar implica niște costuri suplimentare. Strict personal, dat fiind că sunt cu niște cheltuieli aferente aceste alegeri, cred că pot funcționa și cu pozițiile care sunt acum. Legea și reglementările instituie funcția președinte ales din cadrul consilierilor județeni și poate funcționa Consiliul Județean liniștit. Organizarea alegerilor anticipate ar trebui să se facă până luna iunie. După această dată, legislația interzice organizarea de noi alegeri, deoarece în mai puțin de un an vor avea loc alegerile locale.